În timp ce mai toți bucureștenii nu știu cum să scape de șobolanii care umblă pe străzi, alții îi cresc. Se întâmplă în sectorul 1, unde un bărbat crește 10 de șobolani în propriul apartament. Un bărbat din Dorobanți, o zonă scumpă a capitalei, își terorizează de 5 ani vecinii care au observat că acesta crește pur și simplu 10 de șobolani în apartament. Oamenii l-au reclamat, specialiștii în deratizare au venit și au pus capcane. Dar din nefericire pentru colocatari, acestea nu sunt eficiente, pentru că rozătoarele sunt deja sătule după ce primesc de mâncare de la bărbat, arată un reportaj realizat de Antena 3. Locatarii dintr-un bloc din cartierul bucureștean Dorobanți, unde prețurile medii în imobiliare au sărit de 2000 de euro pe metru pătrat, se plâng de câțiva ani că un vecin crește 10 de șobolani în imobil și chiar au trimis imagini video în care se vede cum rozătoarele mănâncă în camerele pline de gunoaie și din când în când ies la plimbare pe geam.